Bună ziua! Suntem echipa Sărbători de Miciliu și știm că s-a sărbătorit azi ziua de naștere. Da, ce urmă, drag, vă pregăti o surpriză cu acest bun dumneavoastră. Așa, baloane, o șampanie, un tort și fructe. Cum crezi, de la cine? De la cine? Cred că de la copilaj, la nepoții, mai știu, cred că așa, din departare, da? Câți copii aveți? Doi, două fete frumoase, dopluri. Și nepoței. Și nepoței. Trei nepoței. Eduard. Eduard, Alisica și Alia. Așa. Am și un mesaj pentru nevoastră din partea lor. La mulți ani, scumpa noastră, mămică și dragă bunică. În această zi specială îți dorim să ne fii sănătoasă, să rămâi mereu frumoasă, veșnic iubită și împlinită. Bolile, necazurile și neplăcerile să te ocolească. Al tău chip să-ți rămână întotdeauna luminat și plin de zâmbete. Să nu îmbătrânești niciodată sufletește, fii pozitivă și plină de speranțe. Ne pare foarte rău că nu suntem lângă tine, însă știi bine că suntem și vom fi mereu sufletește cu tine și alături de tine. Îți mulțumim pentru toți anii de sprijin pe care ni l-ai oferit și că ai reușit să faci oameni de noi. Te iubim și te îmbrățișăm cu tot dorul din lume. La mulți ani cu drag fetele tale, Olesia și Cristina și desigur nepoței, Eduard, Alea și Alesia. Eu vreau să le mulțumesc din tot sufletul la copilașii mei și la nepoții mei, să-i văd sănătoși, să-i văd mereu alături de mine, că eu trăiesc în norocul lor. Datorită lor eu sunt fericită și mulțumită și să te vedea Dumnezeu, sănătate la toți și sper să ne vedem. Cât mai curând. Le mulțumesc încă o dată, Jaspăraria. Am două fete ca două flori care sunt mândră și fericită, să știți. Da. Fetele mamei, cred că mă auziți. Mama vă iubește foarte mult și vă așteaptă cu multă dorință și succes. Oh. Să ți doresc multe, multe sănătate și succes în toate. Mulțumesc frumos! Așa! Și cea fericită.